Bucur că am ajuns în ziua în care să tai pamblica la acest Book Cafe. Important este ce spun studenții, noi l-am făcut pentru el. Practic le sunt în acest moment interzise accesul la o astfel de finanțare. În prima treime a întregii promoții care au terminat Universitatea, avem resursa umană foarte bine pregătită, care au aplicat și au avut proiecte de cercetare. Această ținut, binecuvântat de Dumnezeu. Vechiul Consiliu Local a aprobat acest transfer și Universitatea este într-un fel acum în suferință pentru că opinia publică consideră că deja o are în administrare acest cămin, deși de preluat, nu l-am preluat. Începe să aibă repercusiuni financiare serioase. Pentru moldoveni și pentru ceilalți cetățeni